Așteptați, nu știu, la o explicație mai amplă din partea ministrului. Faptul că a spus atacă presa, e un atac de campanie, este suficient cât să lămurească? Cu siguranță nu, și se folosește de această perioadă de campanie ca să motiveze gestul făcut, dar din păcate cred că este încă un exemplu de dezamăgire a guvernării PNL, care venea așa ca o speranță pentru poporul român și nu mai vreau să vedem oameni politici făcând astfel de gesturi, dar demonstrează încă o dată că avem abonați la funcții politice, avem oameni care trebuie recompensați și de aceea astăzi nu avem pensii mărite, dar ați văzut problemele cu alocațiile, pentru că în posturi cheie avem oameni care decid în interesul personal sau al unui partid și nici de cum în interesul poporului. Vreau să mergem mai departe la un alt subiect și să vedem